Slăvit să fie Domnul! Amin! Haideți să deschidem împreună Sfintele Scripturi în Cartea Genesă, capitolul 28, citim câteva versete, începând cu versetul 10. Pagina în Biblie 31. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele, a luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul Dumnezeu tatălui tău Avraam și Dumnezeul lui Isaac, pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce îți spun. Iacob s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Uitându-mă peste adunarea Domnului, mi-am dat seama că, personal, n-aș putea împlini nici pe departe dorințele dumneavoastră. Și nici cântăreță și nici slujitori de aici. Sunteți așa de mulți, așa de diferiți. Dar în seara aceasta m-am ridicat să vorbesc despre unul care poate să vă împlinească toate nevoile voastre. Și despre care Apostolul Pavel spunea că el poate să ne dea mult mai mult decât cerem sau gândim noi. Și undeva retras acolo m-am rugat: Doamne, binecuvintează adunarea aceasta. Amin. Și aș vrea ca dumneavoastră să vă așteptați la aceste binecuvântări. Mi-aduc aminte de un eveniment din trecut. Se aducea să fie așezat în locul preasfânt chivotul Domnului. Solomon, în înțelepciunea lui, a rânduit toate lucrurile așa cum trebuiau rânduite. Erau leviți la locul lor, preoți la locul lor, slujitori la locul lor. Începuse slujba și un amănunt acolo scris m-a umplut de bucurie. Spune că pe când se aduceau jertfele înaintea Domnului, slava Domnului a umplut locul acela. Prezența Domnului a fost vizibilă, simțită de toți, așa de puternică că au trebuit să ies afară de acolo. Și eu așa mă rugam: Duhul Sfânt, umple adunarea în seara asta. Ai autoritatea, ești puternic, împlinește nevoia fiecăruia. Domnul se arată la Gabaon într-un vis lui Solomon și spune: Solomon, cere ce vrei și îți dau. Dacă aș fi fost eu, săream în picioare, aprindeam becul, luam o hârtie A4 și o scriam repede pe o parte și pe alta. Dar Solomon cred că avea deja înțelepciune, că el spune: Doamne, dă-mi un singur lucru, dă-mi înțelepciune. Se uite Dumnezeu la el și spune că această cerere a plăcut Domnului. Dar Dumnezeu, care-i bogat, spune: Solomon, îți dau înțelepciune, dar să-ți dau și sănătate și belșug și autoritate, îți voi păzi granițele țării, că sunt Dumnezeu. Așa aș vrea ca Domnul să împlinească nevoile noastre și aș vrea ca Domnul să toarne din belșug binecuvântare, amin? Un olog stă în fața porții de la intrarea în templu, poarta frumoasă. De ani de zile stă acolo un colb și cu mâna întinsă aștepta să primească ceva. Treceau doi oameni și omul acesta a întins mâna așteptând să capete ceva de milă. Și Petru îi spune: argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos de Nazaret,
Scoală-te și umblă, l-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare. Și acum uitați-vă la omul ăsta. El aștepta o bucată de pâine, el aștepta un bănuț. Ce mult i-o dat Dumnezeu, i-o dat vindecare. Uitați-vă cum intră în templu, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Îmi povestea un prieten de-al meu că a fost în America într-o adunare mare și tare bine organizată, că e bună organizarea, în care programul i-a trecut pe o hârtie tot, așa, drămăluit fiecare minut. Și în deschidere au pus pe un frate mai bătrân să se roage și fratele s-a rugat și la urmă a luat el așa biletul ăla și a spus: Doamne, te mai rog ceva, fă ceva ce nu e scris pe biletul ăsta. Vorbim de autoritatea Duhului Sfânt. Avem o programare pentru seara asta cu cântări și predică. Nu știu dacă în programul nostru din seara asta avem pus vindecări de boli. Ca asta nu o facem noi. Vreau ca Domnul să vindece pe cei bolnavi. Așteptați-vă la asta. N-avem pus în programa noastră eliberări de patim, de păcate, de duhuri necurate, că nu o putem face noi. Dar asta o face Dumnezeu și îl rog să o facă. Și plângând acolo, spus: Duhule Sfânt, fă asta în seara aceasta. N-avem pus în programarea noastră pentru cineva să ia decizii și hotărâri de pocăință. Nu putem obliga pe nimeni. Nu vă putem noi determina oricât de mult am vrea. Și l-a rugat pe Duhul Sfânt: Duhule Sfânt, fă ca oamenii aceștia să se pocăiască, să se hotărască pentru pocăință. Și așteptați-vă să fie așa. Amin? Amin. Am citit câteva versete, descrierea e întâmplare mai dinamică, așa, că eu sunt mai static, mai stil învățător. Aici e mai multă adrenalină. E descrisă o întâlnire între două personaje, Dumnezeu, Jehova, Creatorul, și un tânăr cu numele de Iacob, care călătorea până la urmă și noi suntem străini și călători. Cetățenia noastră nu e aici. Noi suntem, vorba unui frate, dragi călători pe drumul scurt al vieții. Asta suntem noi. Și aș vrea să vorbesc de întâlnirea aceasta. Un Dumnezeu creator mare, cum îl caută și îl urmărește pe un om, pe un tânăr. Și într-o noapte târzie, în pustia Luz, se întâlnesc aceștia doi. Personaje diferite pentru că aveau planuri diferite. Mă uit la Iacob, fuge de acasă și avea de ce să fugă. În două rânduri l-a înșelat pe frate-su. Odată l-a șantajat și pentru un borș de linte i-a cumpărat pe nimic dreptul de întâi născut. Și a doua oară, pentru un șiretlic, i-a furat binecuvântarea. Și îl văd pe frate-su, ei stau plângând, tânguindu-se și strângând: Tată, pentru mine nu mai ai nicio binecuvântare, nu mai am. O veni frate tu, m-a înșelat și ți-o fura binecuvântarea. O, dar cel înșelat vrea să se răzbune. Și răzbunarea lui o trâmbițează în dreapta și în stânga. Când moare tata, se termină zilele de bocet, îl omor pe frate meu. Și vestea asta o ajunge la Iacob, la Rebecca, la Isaac. Și spune: Iacob, bagajele și fugi. Și acum îl văd pe tânărul ăsta plecând de acasă. Din urmă îl mână teamă. O să uite în urmă, nu vine fratele să nu-l ajunge și trebuie să fugă, el trebuie să fugă. Din față mă gândeam eu că îl cheamă dragostea, că Isaac i-a spus: măi, frate, tu nu s-a însurat bine, mare amărăciune mi-a făcut mie și lui maică ta, fetele astea ale hetiților, tu când te însori, să cauți altfel de fete, du-te acolo în Padam Aram și ia de acolo, știi că sunt băieți care se însoară? Și în loc să fie eveniment, o mare bucurie, e o mare amărăciune. Dar e bine că nu se întâmplă asta la Timișoara. Frații mei, și băiatul ăsta se gândește: măi, dacă ajung acolo, tata a spus să mă însor, am să-mi găsesc o fată cu minte frumoasă, am să-mi fac familie. Și Iacob călătorește. Ce în mintea lui, ce sentimente. Alungat de teamă și chemat de iubire spre Padam Aram. Dar intervine Dumnezeu. Dumnezeu îl caută pe Iacob. Dumnezeu îl căuta pe Adam. Dumnezeu m-a căutat și pe mine. Și Dumnezeu te caută pe tine în seara asta.
E acțiunea, inițiativa lui Dumnezeu. Că Iacov nu s-a dus la Betel spunând, mă duc acolo că-i poarta cerului și acolo e casa lui Dumnezeu. Eu mai degrabă îl văd pe Dumnezeu când îl prinde pe Iacov obosit, dormind cu capul pe piatră, îl fige scara lângă el să spune, te-am prins, aici e casa lui Dumnezeu. Dumnezeu îl caută pe Iacov și îl găsește. Nu știu de ce ai venit aici. Eu cred că Dumnezeu te-a adus aici, că vrea să stea de vorbă cu tine. Și urmează o confruntare a planurilor. Ce diferiți erau, ce planuri diferite. Vine Iacov cu planul lui. Iacov, ce ai de gând să faci? Mă duc în Padan Aram până uite, frate meu. Mă duc să mă însor, mă duc să-mi fac avere. Ăsta e planul tău, ăsta. Și deasupra scării spune Dumnezeu, Iacov, uite care e planul meu. Așa de mult mi-aș dori ca tu, în seara asta, dacă tot ești la adunare și dacă tot e prezent Dumnezeu aici, că eu spun că e prezent, și dacă tot te întâlnești cu El, hai, pune planul tău lângă lui Dumnezeu și ajustează planul tău după al Lui. Vezi că mai avem retușuri de făcut sau poate trebuie să rupem planul nostru, schițele noastre, să le aruncăm și să spunem ca Domnul Iisus mare. Nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu, Doamne. E seara în care ai ocazia să stai în fața lui Dumnezeu cu planul tău. E seara în care ai ocazia să te uiți la planul lui Dumnezeu și să-L accepți în viața ta și în familia ta. Și așa mă rog ca Domnul să ne ajute la aceasta. Un alt om mândru, plin de sine, cu mare autoritate, cu multă râvnă, poate cu mai puțină înțelegere, mergea spre Damasc. Avea însoțitori, un corp de oaste, călăreți pe lângă el, scrisori, împuterniciri în buzunar. Avea planul lui, mergea la Damasc. Dacă va întâlni acolo oameni mergând pe calea Domnului, bărbați, femei, să-i prindă, să-i lege, să-i ducă la Ierusalim. Să vine Dumnezeu cu planul lui. Deodată pe la amiază a strălucit o lumină puternică din cer. Saul ăsta grozav, ăsta din Tars, cade cu fața la pământ și aude un glas. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care Tu-L prigonești. Ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, Saul întreabă, ce vrei să fac? N-ai vrea să-ți pui și tu în seara asta întrebare? Dacă tot ești aici, dacă tot e prezent Dumnezeu, dacă e tot prezent aici Duhul Sfânt, dacă tot El vrea să-ți prezinte planurile, chiar n-ai fi curios să știi ce vrea Dumnezeu de la tine? Și Saul acolo, în praful din drum, renunță la planurile lui, se schimbă cu totul, cu 180 de grade, și spune, du-te în Damasc, am să trimit acolo un om. Și vine Anania, spune, frate Saule, Domnul care ți s-a arătat pe drumul Damascului, m-a trimis la tine să scapezi vederea și să te umple de Duhul Sfânt. Marele Apostol Pavel are un moment al întâlnirii cu Dumnezeu, are un moment când al confruntării planurilor și Pavel rupe planurile lui, Saul ăsta le aruncă în colb acolo, renunță la toată viața lui și acceptă voia lui Dumnezeu. Rugăciunea mea către Duhul Sfânt este ca în seara aceasta să lucreze la orice inimă. Și rugăciunea mea este ca pe toți de aici să ne determine să acceptăm cu bucurie în viața noastră voia Domnului. Amin? Spuneam personaje diferite pentru că au viziuni diferite. Nu știu ce înălțime avea Iacov, a fi având 1,70 m, mai înalt, 2 metri, poftim, că erau mai voinici oameni pe atunci. Cât vezi de la 2 metri printre bălăriile câmpiei? Vezi o jumătate de kilometru? Eu am un handicap, eu sunt mai mic, eu văd numai la 200 de metri în față, atâta văd eu. Ei, dar poți să vezi 10 kilometri, încă dacă închizi ochii, vezi până mâini, până poi mâini. Și dacă ne concentrăm, vedem până la mormânt, atât. Dumnezeu din înălțime vede mult mai mult. Eu chiar am o problemă. N-am simț de orientare în oraș deloc. Am niște recorduri care nu vi le spun. În cele mai simple orașe m-am rătăcit.
În cele unde numai un drum principal eu am luat la dreapta, că așa mi se părea mie. Am predicat, cred că din 10 ori la rând, în orașul Botoșani. Și când am predicat a 11-a oară, m-am suit în mașină și am plecat acasă. Era un pic de ceață și am mers prin Botoșani vreo 20 de minute. Numai nu găsem drumul spre Suceava. Și performanță. La un moment dat, uitându-mă așa, am văzut un tânăr, un băiat de-al lui Cornel Bârsan, cu numele de Paul, sta în pragul unei case și așa m-am bucurat. A spus, măi, Paulică, vin încoace, măi, tu aici locuiești? El a spus, nu, frate, aici e adunarea, noi încă n-am plecat de la adunare. Dar tu de unde vii de la Unguroaia? Eu venim din partea cealaltă, de la Botoșani. Păi uite, măi, nu mai știu să ies din orașul ăsta mare, marea metropola voastră. Stai acolo, vii după mine. Și m-a luat și m-a scos pe drumul pe care am fost de 10 ori. Ei, dar eu am călătorit mult cu avionul. Și când mă sui în avion și ia avionul, altitudine, așa de simplu mi se par orașele, micuță, așa cât o palmă, nici n-ai cum să te rătăcești acolo. Vedeți diferența? Noi avem un câmp vizual, numai atâta vedem, un pic, până de seară, până mâine dimineață. Dumnezeu vede de la un capăt la altul al veșnicie, dacă veșnicia are capăt. Ei și acum au atitudini și au o viziune cu totul diferită, în stare diferiți. Vă dau un exemplu. Cum văd oamenii și cum ar trebui să vedem noi. Un fiu al lui Asaf, parcă spune, că mă uitam la oamenii răi în Psalmul 73, îi judecam, îi analizam și am constatat că nimic nu-i tulbură până la moarte. Au tot ce le trebuie, lucesc de grăsime, vorbesc de sus, vorbesc cu asuprire, oamenii aleargă la ei, îi aplaudă. Și spunea băiatul ăsta, gata, mi-era să mi se alunece piciorul. Când mă uitam cu jind că celor răi le merge bine. Și eu am spus, da, da, fiul lui Asaf. Când avem o viziune și ne uităm așa prin prisma omenescului, e așa. Când ne uităm, eu mă duc la primărie să-mi plătesc impozitul, nu cu altceva. Și-i coadă și-i rând. Și stau la rând ca să-i le dau eu lor bani. Și spun eu, plec acasă, dar mă gândesc că trebuie să vin mâine. Și stau acolo liniștit, am vorbit dimineața de blândeță, stau liniștit să plătesc. Și vine altul, domnule, care nu știa nici tabla mulțării. Că știu de la școală. Și când vine, iese primarul înainte, o, ce faci, nenea, hai să bem o cafea. Îl duci în birou, bea o cafea, eu stau acolo și mă gândesc, mă, ce bine le merge la ăștia. Dar eu sunt pocăit, sunt copilul lui Dumnezeu. Nu fur, nu fac afaceri, nu fac trafic de influență. Ăștia le au pe toate. Și ei între ei se înțeleg. Și mă uit din curtea primăriei cât de bine le merge la unii. Și mă duc la școală cu băiețelul, cu ghiozdanul, că afară plouă, sub umbrelă, și văd, domnule, coboară câte unul, câte o mașină puternică și le dă copiii jos, și mă uit, ce bine ne merge la unii, domnule, ce bine ne... Dar mai pățit altceva. Am avut un accident, m-am lovit, lucrând la munca câmpului, m-am lovit foarte tare la picior, îmi curgea sânge, m-am bandajat eu, mi-am dat seama că nu mai ajung până acasă, am sunat un prieten, a venit cu o mașină, m-a dus la spital, pe unde călcam eu, tot pete de sânge erau, mă înregistrează acolo, spune, domnul, așteptați, vă rog, un pic. Și aștept 2 ore, domnule. Veneau alții în urma mea, tot aranjat, intrau în față, eu mă duceam și eu, doamnă, domnul a spus, vă rog, să așteptați. Și venea doamna și ștergea cu mopul sângele de unde îmi curgea mie și eu mă uitam, ce bine le mergi de la unul, tot dacă ai bani. Și omul lui Dumnezeu se uita la ăștia și așa i-a văzut. Știți, Balaam, când a fost chemat ca să blasteme pe Israel, Balaam l-a dus și aici și acolo, uite-te de aici, uite-te de acolo, să uite pe vârful muntelui Pisga, vezi, poate îi poți blestema, tot îi schimba locația. Și... Psalmistul la un moment dat spune, vreau să-i mai văd pe răi ăștia, dar priviți din altă parte. Și spune că până ce am intrat în Sfântul Locaș și am văzut soarta de pe urma celor răi și cum sunt duși
ca o turmă la măcelărie. Am văzut care-i soarta lor, fraților. Când ne uităm prin prisma omenescului, când ne uităm la ăilalți de la primărie, din piața 700, când ne uităm de nu știu unde de aici, sunt grozave ia răi. Dar când intrăm în adunare și ne uităm prin ochii lui Dumnezeu și privim din perspectiva lui Dumnezeu, vedem că sunt sortiți pe ire, că noi de fapt avem altă destinație, alt drum. Dumnezeu ne-a chemat pentru altceva. Ne-a chemat să moștenim cerul. Să nu ni se mai clatine piciorul. Spunea până la urmă în acela Psalm 73, versetul 28. De acum băiatul ăsta, cât despre mine, fericirea mea știi care? Nu o să am bani, avuții, averi, multe, nu. Nu să fiu grozav în societate. Fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Să ne dea Domnul dorința asta tuturor, amin? Spuneam că sunt diferiți. Aceste două personaje, planuri diferite, au viziuni diferite, au așteptări diferite. Vine Dumnezeu să uite și necondiționat îl binecuvintează pe Iacov. Nu-i pune nicio condiție. Deasupra scării spune, Iacov, te voi binecuvânta, voi înmulți sămânța ta nespus de mult, pământul pe care stai tu, ți-l voi da ție și sămânței tale. Și Iacob se scoală buimacul speriat și face o rugăciune și spune, Doamne, dacă îmi dai haine, dacă îmi dai apă, ce promisiune are Dumnezeu și ce așteptări mici are Iacob? Dumnezeu nou ne-a promis un cer, fraților, că sunt lucruri trecătoare și lucruri veșnice, nu? 2 Corinteni 4 cu cât? Cu 18 acolo. De aceea noi nu ne uităm la lucrurile care pierd, care se văd, că lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Dumnezeu ne-a promis o casă veșnică din Corinteni, ne-a promis o mântuire veșnică, ne-a promis o viață veșnică. Și noi spunem, dacă ne dai pâine, ne dai apă, ne dai o garsonieră, dar nu din modestie. Nu dintr-un duc de mulțumire, ci mai degrabă din necredință cerem așa. Aș vrea să credem că Dumnezeu împlinește făgăduințele. Și aș vrea ca în seara aceasta să avem de la Dumnezeu așteptări mari. Amin? Frații mei, vorbind de întâlnirea aceasta, gândul principal care l-am avut și l-am și vreau să-l transmit către voi, aș vrea ca să aveți și dumneavoastră un moment al întâlnirii. Unii l-ați avut. Deja umblarea voastră cu Domnul pe care a mântuirii e o plăcere. Dar știu că aici sunt unii care n-au trăit încă acea clipă a întâlnirii. Așa l-a rugat pe Duhul Sfânt și așa îl rog și așa de mult vreau ca în seara aceasta oameni, bărbați și femei, în mod special tineri, să aibă momentul acesta al întâlnirii. Duhul Sfânt să lucreze la inima lor și să hotărască pentru pocăință. Amin? Amin. Al doilea gând care l-am din pasajul citit e legat ceva de atmosfera întâlnirii aceleia din Luz. Acolo Iacov începe să dobândească cunoașterea. El se ridică speriat și spune, dar eu n-am știut. Aici e casa lui Dumnezeu, aici e poarta cerului, aici e locul ăsta, e foarte înfricoșat. Dar eu n-am știut. Dar acum Dumnezeu îi se arată. Dacă tu n-ai știut, îți spun în seara asta, aici e Dumnezeu. Amin? Mă uitam la descoperirea casei lui Dumnezeu așa, în mod progresiv. Când vorbeam de casa lui Dumnezeu, de locul de închinare, aici casa lui Dumnezeu, e un petroi înfipt în câmpia din Luz, peste care Iacov toarnă puțin de unde lemn și spune aici casa lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu face o descoperire progresivă. În ce privește locul de închisare, în închinare, mă gândesc că în stări de maturitate diferită, că nu rămâne locul de închinare petroiul ăla înfipt în câmpia din Luz, nu. Mai târziu, Moise primește poruncă să facă un cort și era cortul întâlnirii. La cortul acesta se întâlnea Dumnezeu cu Moise și cu evrei. E mai mult decât petroiul acela, nu? E o cunoaștere progresivă a lui Dumnezeu, o descoperire progresivă. Și am înțeles, spunea cineva că în slujire Dumnezeu are nevoie de oameni cu experiență.
și în dobândirea ei nu sunt scurtături. Dumnezeu vrea ca eu să fiu un om cu experiență, tu să ai experiență, dar asta înseamnă lucrare, înseamnă slujire, înseamnă nu în ultimul rând și vârstă. Și iată că Dumnezeu se descoperă aici în felul acesta. Lui Moise îi face un cort, e mai mult, lui Solomon îi se descoperă Domnul ca loc de închinare, un templu extraordinar de frumos, fala tuturor popoarelor, ce a uimit lumea de atunci, deja este un templu. Și descoperirea Domnului nu se oprește aici. Vine Pavel și spune în Evrei, și casa lui Dumnezeu sunteți voi, mai mult decât templul din Solomon, mai valoroasă decât clădirea aceea, e adunarea din Timișoara, Elim. Casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la urmă încrederea neclintită și nădejdea cu care ne lăudăm. Să ne dea Domnul binecuvântarea. Frații mei, în atmosfera aceasta a întâlnirii, Iacob începe să dobândească cunoașterea. Pentru că a doua oară când merge la Luz, căci cineva descria acțiunea asta ca un cerc, așa, pleacă Iacov din Betel, călătorește 20 de ani și după 20 de ani se întoarce iarăși la Betel, dar se întoarce un alt Iacov, cu o profundă cunoaștere și cu mai multă experiență. Frații mei, vorbind de atmosfera întâlnirii aceleia, un gând mai am pentru voi și pentru cei care mă ascultă. Este închinarea aceea reverendă, la care eu țin foarte mult. Închinarea aceea cu teamă înaintea lui Dumnezeu, cu frică și respect față de Dumnezeu. Aminteam dimineață Psalmul 2 cu 11, bucurați-vă tremurând. De prea multe ori avem bucurii firești, de prea multe ori facem slujbe firești, de prea multe ori ne bucurăm ca și ceilalți oameni. Dar aici e prezent Dumnezeu, fraților. Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt. În Psalmul 50, versetul 21, spuneați, ai închipuit că sunt ca tine? Cu versetul 15, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă voi proslăvi. Dumnezeu însă zice celui rău, ce tu te înșirtul legele mele și ai în gura ta legământul meu? Când tu urăști mustrările mele, arunci înapoi a ta cuvintele mele. Dacă vezi un host, te unești cu el, te însoțești cu preacurvarul, dai drumul gurii la leu și limba ta urzește vicleșuguri, clevetești pe aproapele tău, vorbești de rău pe fiul mamei tale. Iată ce am făcut și eu am trecut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine? Fraților, Dumnezeu nu-i ca noi, Dumnezeu e sfânt și El ne vrea și pe noi sfinți, amin? Dacă tace Dumnezeu o vreme, o tace că e îndelung răbdător, dar vine momentul și spune, dar te voi mustra astru și ți le voi pune toate sub ochi, toate gândurile noastre, vorbele noastre, faptele noastre și toată viața noastră ne-o pune Dumnezeu sub ochi. Este vremea să ne întoarcem la Dumnezeu. Este vremea să ne pocăim din toată inima, fraților. Psalmul 29, versetul 2 spune, închinați-vă înaintea Lui, îmbrăcați în podoabe sfinte, să ne dea Dumnezeu sfințenie când venim aici și slujbele noastre și tot ce facem noi să fie caracterizate de sfințenie. Doamne ajută-ne la aceasta. Vorbeam, mi se pare că aici la Elim altă dată, de pericolul obișnuinței. Că prea ne-am obișnuit cu adunarea, prea ne-am obișnuit cu slujbele, predicatorul e obișnuit cu predica, cântărețul e obișnuit cu cântarea, recitatorul e obișnuit cu poezia și de multe ori nu mai avem trăirea aceea, cercetarea aceea, fiorul acela, consumul acela care trebuie să-l avem în timpul slujirii. Spuneam că eram la ordinarea fratelui Ionică Jiși ca păstor, împreună cu fratele Virgil Neagu și Aurel Șoltuz, și cineva trimite un bilet și spunea, este normal, fraților, ca în timpul predicii să ai emoții? Și sare fratele Aurel, lasă-mă să răspund eu. Și să ridică, nu știu cine o trimis biletul ăsta. E normal să ai emoții. Și când un predicator nu mai are emoții, să nu mai predice. Fraților, noi slujim înaintea unui Dumnezeu sfânt. Și în caracteristica slujirii noastre și toată slujba de aici în adunare trebuie să poarte amprenta sfințenie. Doamne, ajută-ne la aceasta. Că ne-am prea obișnuit, spuneam eu, de Uza. Păi Uza
Asta era meseria lui, asta era slujba lui, asta trebuia să facă el, să păzească chivotul. Atâta era de obișnuit cu chivotul, că până la urmă, când boii erau să răstoarne chivotul, el a pus mâna, că era învățat cu el. Și Dumnezeu, din lipsă de respect, de reverență, l-a rupt acolo, l-a trăsnit pe Uza. Și tot poporul și David au spus, nu mai duc chivotul la mine, mă tem că ăsta Dumnezeu e aici. Fraților, hai să ne purtăm frumos în adunare, hai să ne purtăm cu respect în adunare, n-avem voie să butonăm telefoane, n-avem voie să plecăm mai repede decât să spune aminul de aici, n-avem voie multe lucruri să le facem în adunare, că prin asta îl supărăm pe Dumnezeu. Când Dumnezeu e aici și prezent, aduceți-vă aminte, spune Moise, despre Moise în Cartea Evrei, muntele acelea cu darea legii era cuprins de foc, de negru, de flăcări, de întuneric, sunet de trâmbițe, de glasul care vorbea, în așa fel încât Moise a spus, sunt îngrozit și tremur. Și vine Pavel și spune, noi nu ne-am atins de muntele ăsta, dar ne-am atins de altceva net superior, de adunarea în sărbătoarea Sfinților, de zecele de mii, ne-am atins de sângele lui Hristos, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Și Hristos e aici în adunare. Ar trebui să tratăm adunarea și întâlnirea cu respect, îmbrăcați cu vincios, cu gânduri curate, cu slujiri sfinte, să ne ajute Domnul, amin. Mă uitam la întâlnirile altor oameni cu Dumnezeu. Când vorbea de Ezechiel acolo, de lumina aceea din capitolul 1, omul ăsta rămâne mut, omul ăsta rămâne perplex, omul ăsta nu mai știe ce să facă. O văzut slava Domnului, acele care cu roate învârtitoare, cu oi de jur împrejur, o auzit vâjâitul ăla puternic, ca lumina unui curcubeu într-o zi cu ploaie care apare în nor. Așa era slava Domnului. În Daniel, omul prea iubit și scump se întâlnește cu Dumnezeu. Și când întâlnește pe Dumnezeu și când glasul vorbește, Daniel cade cu fața la pământ. Și când cade cu fața, când e cu fața la pământ, vine o mână și îl ridică și îl așează pe genunchi și pe mâinile sale. Sta Daniel acolo cu fața în jos și Dumnezeu îi vorbea. Și Daniel era mai pocăit decât noi. Ioan, în noaptea cine o pus tâmpla pe pieptul Domnului? Și el tot are grijă să spună ucenicul pe care îl iubea Domnul. O relație specială, o dragoste specială. Dar la un moment dat, Ioan îl vede pe Hristos înviat. Și când l-a văzut cum arată, cu părul alb ca lână, ca o flacără de foc, încins cu un brâu de aur, de ufaz, picioarele ca rama lustruită, știi ce spune Ioan? Am căzut înaintea lui ca mort. Ăsta e Dumnezeul nostru, fraților. Suntem la adunare, să respectăm adunarea, să respectăm slujba, să respectăm pe Duhul Sfânt, să respectăm slujitorii de aici, că și cu ei ne-am obișnuit prea mult. V-am povestit rândul trecut că un presbiter a fost chemat în slujire și când a venit la amvon și a predicat, altul îi spune, n-am jucat noi mingea pe imași amândoi, vă mute dai mare sfânt, că fratele voia un pic de rânduială. Și spune, am jucat, când eram copil, gândeam ca un copil. Dacă m-am făcut om mare, Dumnezeu m-a chemat să slujesc în adunare. Pentru că am fost într-o clasă, nu ne mai respectăm slujbele, că am jucat cândva mingea pe imaș, nu ne mai respectăm slujbele. Suntem ca cei din Nazaret, care când Domnul intra în sinagogă și citea din cartea prorocului Isaia, au spus, ăsta e băiatul lui Iosif, noi îl cunoaștem, să ne dea Domnul o teamă și reverență întotdeauna. Eclesiastul 5 spunea, păzește piciorul când intri în casa Domnului, să ne ajute Domnul, amin. Vorbind de întâlnirea aceasta, aș vrea să spun că a fost locul în care Iacov a făcut juruință. Cunosc atâția oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu, au făcut juruință și nu le-au respectat. Cunosc atâția oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu și au amânat deciziile lor. În Fapte 17 predică Pavel în Areopago din Atena și acolo oamenii, cei care l-ascultau, se împart în trei cete. Unii au început să-l ironizeze, să-l bajocorească. Ce vrea să zică palavragiu acesta? Alții au spus, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Dar o a treia parte spune că o trecut de partea lui Pavel, printre care Dionisio Areopagitus, o femeie numită Damaris.
Eu mă gândesc la cei nu care bajocoresc, că poate aici nu bajocorește nimeni în adunare, nici predica, nici cântarea, dar mă gândesc la aceia care amână și amână și amână momentul împăcării cu Dumnezeu. V-am povestit, atâtea cazuri cunosc, atâția oameni știu care au avut șansa extraordinară, care mi-au spus, trebuie să mă pocăiesc. Un cunoscut, nu-i prieten, chiar dacă el spune că e prieten cu mine, eu nu-s prieten cu el. Trăiește niște drame așa în viața lui. În primul rând, era un fel de patron, avea o firmă care se ocupa cu demolări. Nu știu dacă nu v-am povestit. Și acum un meseriaș de-a lui trebuia să intre la un tablou electric ca să scoată niște fire de acolo. Dar patronul, ca să-i dea exemplu, iei el o rangă, dă telefon la Renel, ăia confirmă că opri curentul, se poate umbla, patronul iei o rangă, se duce să scoată. Dar meseriașul, băia cu mine, spune, domn șef, dați la mine că eu. Îi iei ranga de mână, o pune acolo și curentul nu era scos. S-a electrocutat. Și patronul ăsta, care îl cunosc eu bine, l-a văzut în meseriaș cum a fost electrocutat, o ars, o carbonizat. Îi spunea la, hai să vă spun la cine, la Liviu Jeniuc, îi povestea, l-am văzut cu ochii ieșiți din orbite așa, omul ăsta arzând în flăcări, o mers vreo 5-6 metri și-o căzut jos și-o murit acolo. Și el a luat o hotărâre, trebuie să mă pocăiesc, dar trebuie să mă pocăiesc numai decât. A spus, măi, pocăiește-te, mă, și nu îi dau numele. Și avea în firma asta demolări, s-a dus la Pașcan să demoleze un turn de la IFA. Dar nu l-a demolat așa tehnic. A luat un excavator mare și a început să bată la baza turnului, să rupă cărămizile. Și-a bătut și-a bătut și la un moment dat vede că turnul se înclină și vine spre el. O sărit din buldozerul cu șenile, s-a băgat sub buldozer că turnul vine încet. Și a căzut tot turnul pe el așa, toate cărămizile. A venit mie echipa, l-a scos, domn șef, domn șef, a ieșit de acolo colbăit. Se duce la un prieten de-al meu și spune, am scăpat, trebuie să mă pocăiesc. Vreau să vă spun ceva, nu s-a pocăit. Și venea de la București la Brașov, avea șofer. Și pe șoseaua de la Brașov mergea la București, are loc un accident. Șoferul moare cu capul zdrobit, i s-a întins creierii pe asfalt, iar el iese de mașină zgâriat un pic aici și plin de frică spune, trebuie să mă pocăiesc. Nici în ziua de azi nu-i pocăit. Ce să-i mai facă Dumnezeu la omul acesta? Și mă gândesc, de câtă vreme vă așteaptă Dumnezeu pe unii din voi, de unii care poate ați luat botezul cu ani de zile înainte și n-ați trăit pocăința și nu sunteți pocăiți în casă și nu sunteți un exemplu pentru copii. Și Dumnezeu vrea seara asta să te decizi iară pentru o pocăință adevărată. Să ne ajute Dumnezeu, amin? Întâlnirea aceasta îl determină pe Iacov să facă o juruință. Întâlnirea aceasta îl determine pe Iacov să ia o decizie. Duhul Sfânt lucrează la inima acestor legi să ne pocăim mai bine, să ne hotărâm de pocăință. Și urmează de acum împlinirea juruințelor. O evenimente cotidiene. Ajunge Iacov la Laban, se însoară, strânge avere, se înșală unii pe alții, că slujește 7 ani pentru Rahela și la baniu de Pileia și mai slujește încă 7 ani și acapătă și pe Rahela și mai slujește încă 6 ani, timp în care la ban îi schimbă de 10 ori sâmbria și tot se înșală unul pe altul. La ban îi schimbă sâmbria, Iacov curăță nuiele de aluni și le pune în jgheaburi să iese miei pe strid. Și după 20 de ani de lupte din astea, vine Dumnezeu și spune, Iacov, du-te în casa tatălui tău. Evenimente cotidiene avem, sunt inerente. Chiar dacă ne hotărâm la pocăință, tot avem familie, tot avem copii, tot avem muncă și tot trebuie să lucrăm. Dar vine acum vremea, o altă vreme. Iacov trebuie să plece spre casa tatălui său. Și acum Iacov trebuie să plătească facturile din urmă. Frații mei,
Mie îmi place așa de mult să vorbesc de iertarea lui Dumnezeu. Dimineața aminteam un frate în verset 28, Proverbe cu 13. Cine ascunde fără de legea nu propășește, cine mărturisește și se lasă capăt în durare. Și apoi spune și în Ioan acolo 1, 8 și 9, și în Ioan 2 cu 1 și 2, și în Mica 7 cu 19, și multe versete am în care Dumnezeu, la cel care îți mărturisește păcatul și se lasă, Dumnezeu îl iartă. Dar mai am niște versete care nu le pot spune. Versetul din Evrei 12, 16, vegheați ca să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare de linte și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Dumneavoastră trebuie să înțelegi că Iacov a avut o vreme în care o trebuie să-și reabiliteze trecutul. În momentul când vii la Dumnezeu, noi spunem că Domnul nu e interesat de trecutul tău. Dar mă duc la Ioan 4 și când vine samaritianca, Domnul e interesat de trecutul ei. Și spune, vine cu bărbatul tău. N-am bărbat. Drept ai spus. 5 bărbați ai avut și ăla nu-i bărbatul tău. Dar Domnul nu i-a spus numai ca să-i impute asta. Domnul vrea să-i spune că eu cunosc trecutul tău, dar așa cum este el, eu îl iert. Că la Dumnezeu este iertare. Dar Iacov trebuie să-și reabiliteze trecutul, trebuie să plătească facturile, că e ușor să bagi în priză ștecherul, dar vine renelul cu facturile și e ușor să dai centrala la gaz, să dormi cu geamul deschis și cu fără plapumă, dar vin ăștia de la gaz și trebuie să plătești. Și Iacov a înșelat și Iacov a furat și Iacov trebuie să întâlnească cu fratisul și Iacov plătește, vin facturile din urmă, Iacov. Acum, teme-te. Și Iacov îi plin de teamă. Trimite niște oameni înaintea fratelui său. Și când vine oamenii, spune, ce-o spus Esau? Esau vine înaintea ta cu 400 de bărbați. Și spune Biblia că Iacov tare s-a mai temut. Tare s-a temut Iacov. Și Iacov trebuie să se smerească. Citiți, vă rog, acolo întâlnirea cu Esau, tot merge și iară se aruncă cu fața la pământ și mai face doi pași și iară se închină lui Esau. Iacov plătește, plătește că n-are ce face. Și vă rog, uitați-vă la Iacov ăsta doritor de avere, cum desparte turma el și dă deoparte miei și capre și măgăriță și cămile și vite și tot face turme și ia îți rob și îi trimite, dar pentru cine? Pentru fratele meu, i-am furat eu binecuvântarea, dar acum trebuie să-mi reabilitez trecutul, trebuie să fac ceva. Dar Iacov are tăria să o facă, Iacov are puterea să o facă, frații mei. Vreau să vă spun că acțiunile, faptele noastre de ieri, determină viața noastră de azi. Și ce facem noi azi, contează foarte mult mâine. Și Iacov a trebuit să pună bine cu fratele său. Dar cel mai mult din toată întâmplarea asta, îmi place să vorbesc de Mahanaim. După ce au trecut vadurile Iabocului, Iacob se întâlnește cu tabăra lui Dumnezeu. Iacob se întâlnește cu îngerii lui Dumnezeu. De aceea a pus numele acela Mahanaim, tabăra lui Dumnezeu. Și după ce au trecut vadurile Iabocului, Iacob rămâne singur în câmpie. Familia e undeva deoparte, turmele-s deoparte, el stă singur în câmpie și înaintea lui vine un om. Și el se luptă cu omul ăsta până revărsatul zorilor. Și Osea, în capitolul 12, versetul 4, spunea de Iacob, s-a luptat cu oamenii și cu Dumnezeu și a fost biruitor. S-a luptat cu îngerul Domnului, a plâns și s-a rugat. Asta a fost lupta lui Iacob. Și în momentul acela când revărsau zorile, îngerul îi spune, lasă-mă să plec. Și Iacob îi spune, nu te las să pleci până nu mă binecuvintez. Și Dumnezeu l-a binecuvântat acolo. Cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Iacob. Da, Iacob înșelător. De astăzi înainte nu te mai cheamă Iacob. De astăzi înainte te cheamă Israel. Și Dumnezeu i-a schimbat numele. Doresc ca în seara aceasta Domnul să schimbe multora numele de aici. Doritor de avere,
înșelător, sau cum am mai fost noi până acum, sau ați fost unii din dumneavoastră, n-ai vrea ca în seara asta să-l prinzi așa ca femeia cananeancă pe Domnul și să-i spui, dă-mi binecuvântarea, să te atingi de poala hainei lui. El este prezent aici. Nu te duci acasă până nu te binecuvintează. Și spui, Doamne, eu te țin aici, când dimineața învierii, în grădină, Maria s-a aruncat la picioarele Domnului și Domnul a dat înapoi, nu mă ținea. Dar Maria plângea și lacrimile Marie îl țintuiau acolo pe Domnul. Lacrimile celor care plâng îl fac pe Domnul să stea lângă tine și să spunem în seara asta, Doamne, înainte de a pleca, te rog, mai dă-ne o binecuvântare. Amin. Și de aici încolo, Iacob este altul. Iacob are puterea binecuvântării. Așa de mult îmi place când Iacob binecuvintează pe feciorii lui. Și când îi binecuvintează, îl binecuvintează pe Ruben. Că vreau să vă spun la binecuvântare asta. Iacob a trăit 147 de ani. Iacob era bătrân, acum era orb. Vine Iosif cu feciorii lui și nu-i mai vedea bine. Știți dumneavoastră, dar avea mintea lucidă și Iosif îi ia mâna lui tatăl, nu tata, Manase-i primul și Efraim al doilea și Iacob, știu fiule, știu și din Manase va ieși un neam puternic, dar Efraim are întâietate, are binecuvântare. Și acum vin feciorii lui Iacob ca să-i binecuvinteze. Nu vin ca în adunare să-l iei în brațe și să citești din Numeri 6 cu 23. Eu îl văd pe Ruben venind la binecuvântare, sprijinind în toiag. Cred că avea și el vreo 80 de ani. Am calculat eu așa. Un moș vine la tatăl să-l binecuvinteze. Și se uite el la tatăl să spune, măi, tata-i bătrân, nu vede bine. Oare cum o fi cu binecuvântarea? Eu am făcut un păcat. Oare mai ține minte tata meu? Și se uite bătrânul Iacob. Ruben, întâiul meu născut, întâiul în putere, întâiul în întâietate. Ruben, năvalnic apele, tu nu-mi vei avea întâietate. O știu tata. O știu tata de păcatul lui Ruben. Și vin și Simeon și Levi, alți doi, la rând. Simeon și Levi sunt frați. Săbiile lor sunt unelte asălnicie. Nu vreau ca Duhul meu să intre la adunarea lor, că prea turbată le-a fost mânia. Și nu o primi binecuvântarea. Și vine Iuda. Dar Iuda avea și el un păcat. Iuda și Tamar, vă aduceți aminte? Și vine Iuda, spune, Iuda, tu vei primi lauda fraților tăi. De ce? Că din toți ăștia Iuda s-a pocăit. Frații mei, la Dumnezeu este nădejde. Dacă am greșit, dacă am păcătuit, dacă n-am fost atent, dacă ne pocăim, Dumnezeu ne iartă, amin? O, mi-aduc aminte de frământarea lui Iuda, cât de pocăit era Iuda, când îi spune, nu, hai să-l vin din la Ismailit, cum să vărsăm noi sânge? Și când stă de vorbă cu un altul demnitar al Egiptului, și când Iosif spune, Beniamin rămâne rob aici la mine, Iuda sare în față, spune, o, Domnul meu, nu vreau să văd durerea tatălui meu. Dar când ai rupt haina de pe Iosif și ai muiet în sânge și l-ai mințit pe taică tu, atunci puteai să vezi durerea? Dar Iuda s-a pocăit, repet, de data asta Iuda-i pocăit, a spus, auzi, Domnul meu, rămâne-o, leagă-mă cu lanțuri, rămâne-o în Egipt, rob, îți robul tău, la băietul ăsta dă-i drumul ca să nu sufere tatăl meu. Și gestul ăsta așa l-a mișcat pe Iosif, a început a plânge și a spus, nu rămâne nimeni rob, voi sunteți frații mei, slăviți să fie Domnul. Frații mei, în seara aceasta m-a dus un personaj în atenția dumneavoastră, un om transformat de Dumnezeu, un om cu experiență înaintea lui Dumnezeu, un om cu puterea binecuvântării, este un om care în câmpia de înluz s-a întâlnit cuva cu Dumnezeu. Fie seara asta întâlnire pentru mulți, amin? Și în încheiere, aș vrea să vă iau de la Betel, să vă iau scara aceasta pe care îngerii Domnului urcau și coborau, să vă duc până în Golgota. Acolo e adevărata scară. În Betel urcau îngerii și coborau. În Golgota urcați voi, pe scara asta, tot mai sus. Și la capăt ne așteaptă Domnul cu cununa. Slăvit să fie numele Domnului. Doresc încă o dată să vă binecuvintez. Doresc încă o dată să fiți plini de Duhul Sfânt.
Eu mă rog pentru voi, rugați-vă pentru mine, pentru lucrarea noastră. Mulțumesc dumneavoastră, fratelui Mitică care m-a invitat, gazdelor noastre și sus, la capătul scării, să ne așteptăm acolo în împărăție. Amin.